La răscruce de vânturi de Emily Bronte Capitolul 19 O scrisoare cu chenar negru anunță ziua întoarcerii stăpânului. Isabela murise și domnul Linton m-a rugat să pregătesc haine de doliu pentru fica lui și o cameră și toate cele necesare pentru tânărul său nepot. Catherine zburda de fericire la gândul că își va revedea tatăl și era plină de cele mai exaltate speranțe în ceea ce privea nenumăratele calități ale adevăratului ei văr. Seara mult așteptată a sosirilor veni. Catherine, care fusese foarte ocupată încă din zori cu micile ei treburi, se gătit cu o rochie nouă, neagră, sărmana copilă. Moartea mătușii nici nu impresionase propriu zis și mă obligă, insistând fără încetare, să ieșim pe câmp, în întâmpinarea lor, Linton are exact șase luni mai puțin ca mine, zise ea vesel în timp ce ne plimbam agale, la umbra pomilor, pe dâmburile și văile acoperite cu iarbă și mușchi. Ce încântător va fi să am un tovarăș nou de joacă! Mătușa Isabela i-a trimis tăticului meu o minunată buclă din părul lui. Era mai deschis decât al meu, mai blond și tot atât de mătăsos. Am păstrat-o cu toată grija într-o cutiuță de sticlă și deseori m-am gândit câtă plăcere mi-ar face să-l văd pe băiatul care are asemenea păr. O, sunt fericită! Și tăticul, scumpul, scumpul meu tătic! Hai să fugim, Ellen! Hai să fugim! O lua la fugă, se reîntoarse și fugi iarăși de câteva ori înainte ca pașii mei domoli să ajungă până la gard. Apoi se așeză lângă drum pe un delușor acoperit de iarbă, încercând să aștepte cu răbdare, dar era cu neputință. Nu putea sta locului niciun minut. Vai, cât întârzie!" exclamă ea. Văd niște praf pe șosea. Uite-i că vin!" Nu? Dar mai e până or să fie aici. Să mergem puțin în calea lor?" Încă o jumătate de milă, Ellen. mai o jumătate de milă. Haide!" Uite, numai până la desișul de mestea în decolo, la cotitură. Am refuzat categoric. În fine, așteptarea lui sfârșit. Trăsura a la cotitură. Domnișoara Cathy țipă și și întinse brațele de îndată ce zări fața tatălui ei privind pe portieră. El coboră aproape tot atât de nerăbdător ca și ea. A trecut destul de multă vreme până când cei doi au avut o clipă de răgat să se gândească și la alții. În timp ce se îmbrățișau, am aruncat o privire asupra lui Linton. Dormea într-un colț al trăsurii, înfofolit într-un palton cald, îmblănit, de parcă ar fi fost iarnă. Un băiat palid, delicat ca o fată. Puteai să crezi că e fratele mai mic al stăpânului. Atât de mare era asemănarea dintre ei. Dar înfățișarea băiatului da impresia unei dispoziții bolnăvicioase, pe care Edgar Linton N-a avut-o niciodată. Edgar observă că îl privesc, și după ce a dat mâna cu mine, mi-a spus să închid ușa cupeului și să nu deranjez copilul, deoarece călătoria l-a obosit. Cathy ar fi vrut și ea să-și arunce ochii asupra lui Linden, dar stăpânul i-a spus să meargă cu el și au început să urce împreună drumul din parc, în timp ce eu mergeam grăbită înaintea lor pentru a-i preveni pe servitori. Și acum, scumpa mea, zise domnul Linton, adresându-se fiicei lui în clipa în care s-a oprit la capătul scării principale, află că vărul tău nu e atât de puternic și vesel ca tine. Nu trebuie să uiți că de curând și-a pierdut mama. De aceea nu te aștepta să se joace și să alerge cu tine imediat. Să nu-l obosești prea mult cu vorba, lasă-l să stea liniștit, măcar în seara asta. Bine?" Da, da, tăticule, dar aș dori să-l văd și el nici n-a scos capul pe portieră. Trăsura se opri. Tânărul se deșteptă și unchiul său îl coborâ în brațe din trăsură. Lintă, iată-o pe verișoara ta, Cathy. Ea te iubește mult și te roagă să nu o super plângând la noapte. Încearcă să fii vesel. Călătoria s-a sfârșit și acum n-ai altceva de făcut decât să te odihnești și să te distrezi după plac. Atunci lasă-mă să mă duc la culcare, răspunse băiatul ferindu-se de îmbrățișerile verișoarei lui, apoi își duse degetele la ochi ca să șteargă lacrimile, căci începuse să plângă. Haide, haide, fi băiat cu minte, i-am șoptit eu, conducându-l în casă. Ai să o faci și pe ea să plângă. Uite cât e de mâhnită din pricina Matale. Nu știu din a cui pricină era tristă, dar Cathy, cu fața tot atât de măhnită ca și a lui, se întoarse lângă domnul Edgar. Intrară tu în casă și se urcară în bibliotecă, unde așteptat ceaiul gata pregătit. Eu am scos pălăria și paltonului Linton și le-am așezat pe un scaun lângă masă. Dar nici nu s-a așezat bine și a început din nou să plângă. Stăpânul l-a întrebat ce are, nu pot să șed pe scaun, zise băiatul plângând în hohote. Atunci du-te pe canapia și Alan are să-ți aducă ceaiul acolo, răspunse cu răbdare unchiul. Eram convinsă că protejatul său posomorât și suferind îl pusese la grea încercare în timpul călătoriei. Tânărul Linton se ridică și se târâ încet până la canapia și se întinse. Catherine luă un și se duse cu ceașca de ceai lângă el. La început, șezul liniștită, dar până la urmă nu se mai putu stăpâni. Era hotărâtă să-l respețe pe vărul ei mai mic, așa după cum plănuise. De aceea, începu să-i mânghie buclele, să-i sărute obrajii și să-i dea ceai din farfurioara ei ca un copil mic. Răsfățul i-a plăcut că era pe măsura lui. Își șterse ochii și un zâmbet fugar îi lumină fața. Da. O să o ducă foarte bine, îmi spuse stăpânul după ce îi urmări un minut. Într-adevăr, foarte bine, Alan, dacă îl vom putea ține. Tovărășia unui copil de vârsta lui îi va da un nou elan de viață, iar dorința de a fi zdravă îl va face să și fie. Da, dacă îl vom putea ține aici, mi-am zis eu în gând, dar presimțirile triste care mă cuprinseră îmi spuneau slabă nădejde. Apoi m-am gândit cum va putea trăi această făptură firavă la Wuthering Heights. Ce învățător și ce tovarăș de joacă va avea în tatăl său și în Herton. Îndoielile noastre se adeveriră mai repede decât crezusem. Tocmai duceam copiii sus după ce îi spreviseră ceaiul. Linton a dormise. Nu m-a lăsat să plec până ce n-a adormit. Apoi, după ce am coborât și stăteam în antreu lângă masă, aprinzând o lumânare pentru camera de culcare a domnului Edgar, o fată din bugătărie veni să-mi spună că Joseph, servitorul domnului Heathcliff, era la ușă și dorea să spună ceva stăpânului. Am să-l întreb eu mai întâi ce dorește, am zis din calea afară desperiată. E o oră cam nepotrivită pentru a tulbura oamenii, căci abia au sosit dintr-o călătorie lungă. Nu cred că stăpânul va putea primi. În timp ce rosteam aceste vorbe, Joseph înaintă dinspre bucătărie și apăru un antreu. Era gătit în hainele lui de duminică și arborase cea mai sfântă și acră mutră din câte putea face. Ținând într-o mână pălăria și în alta toiagul, se opri să șteargă picioarele de preș. Bună seara, Joseph! Ce te aduce astă seară pe la noi? Am de vorbă cu domnul Linton, Răspunse el dându-mă disprețuitor la o parte. Domnul Linton s-a culcat. Dacă n-ai să-i spui ceva foarte important, sunt sigură că nu te va primi acum. Mai bine șezi aici și spune-mi mie ce vrei să-i spui. Care-i cămara lui? Zise mai departe omul trecând în revistă șirul de uși închise. Mi-am dat seama că era hotărât să refuze invitația mea de aceea contra mele M-am urcat în bibliotecă și am anunțat venirea acestui musafir inoportun, sfătuindu-l pe stăpân să-l amâne pentru a doua zi. Domnul Lintă n-a avut vreme să-mi dea împuternicirea de a face acest lucru, căci Joseph urcă imediat în urma mea și, intrând în odaie, se opri la celălalt capăt al mesei cu pumnii strânși pe capul ciomagului. Prevăzând desigur sigur opoziția pe care o va întâmpina, începu pe un ton ridicat. Heathcliff m-a trimis după băiatul lui!" și nu pot să mă duc în dărăt fără el. Edgar Linton tăcu un minut. Pe față se putea citi expresia unei dureri cumplite. Desigur că era și lui milă de copil, iar aducându-și aminte de speranțele și temerile Isabelei, de dorințele și îngrijorarea ei în ceea ce îl privea pe Linton și de modul cum îl dăduse în grijă, suferea și mai amarnic văzându-se silit să-l părăsească și Căuta un mișloc prin care ar fi putut evita acest lucru. Dar nu găsea nimic. Cea mai mică manifestare a dorinței de a ține copilul la grângi l-ar fi îndrăgit și mai mult pe reclamant. Așa că nu-i rămase altceva decât să cedeze. Totuși n-avea de gând să scoale copilul din somn. Spune-i domnului Heathcliff că fiul lui va veni la Wuthering Heights mâine. E în pat și e prea ostenit ca să facă drumul acesta acum. Pot să-i spui de asemenea că mama lui Linton dorea ca el să rămână sub ocrotirea mea și că în momentul de față sănătatea lui e foarte șubredă. Ba nu, zise Joseph proptindu-și zgomotos ciomagul în podea și luând un aer autoritar. Ba nu, asta nu va să zică nimic. Heathcliff nu ține seama de mama lui și nici de dumneata. El vrea băiatul și trebuie să-l duc. Așa, acum știi. N-ai să-l în noaptea asta. Du-te imediat jos și comunică stăpânului dumitale ce am spus eu. Alan, condu-l jos. Du-te. Și atingând brațul bătrânului care fierbea de indignare, îl ajută să iasă din odaie, închizând apoi ușa în urma lui. Bine, foarte bine, strigă Joseph plecând încet. Mâine va veni chiar el și dă la afară pe el dacă poți.